Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint un nou episod din produsele mele terminate. Nu am mai postat de ceva timp și am adunat o grămadă de gunoaie, le-am pus în punglița asta de la primor. Practic, nu le-am pus pe toate, deci am vrut să le împart așa puțin. Am pus cam 80% din tot ce am terminat, că am zis că dacă nu o să termin cu clipul ăsta. Și am pus o grămadă de gel de duș și șampoane și chestii genul ca să le pot arunca deja. Tot nu am avut timp să filmez și am fost, după cum ați văzut, m-am căsătorit și am fost în țară. Așa că nu am avut timp să filmez acest tip de clip. Vreau să vă spun că am profitat de faptul că, datorită nunții, mi-am pus gel pe unghii și vreau să vă spun că mi-am pus gel pe unghie direct, nu am, mi-am făcut construcție și nimic de genul și arată foarte bine și cred că dacă ar vrea să focalizeze ar fi și mai ok, dar nu vrea să focalizeze. Și am o grămadă de oje, lacuri de unghii, o grămadă. Am aruncat câteva din ele, puține, care le-au pe terminate sau vechi. Și în următorul clip am să fac un giveaway cu restul ojelor care mi-au mai rămas. Mi-am lăsat mie undeva la vreo 8, 7, 8 oje mi-am lăsat mie. Iar restul ojelor am făcut 3 seturi, a câte 8 oje fiecare set și am să-l ofer într-un giveaway pentru că nu am să le mai folosesc și eu de obicei nu folosesc lacuri de unghii, adică ați văzut și voi ce fac eu cu placurile de unghii, le țin acolo și fac cât un clip o colecție mai de și atât. Așa că fiți pe fază, următorul clip o să fie cel mai sigur, o să fac 2 în 1, o să fac ce am primit cadou de ziua mea și o să fac și giveaway-ul cu ojele. Să nu mai mă lungesc, că mă cam prea lungesc. Să începem cu harababura asta de pungă. Uitați, este punga de la primor plină, plină, plină. Să începem cu gelurile de duș. Am terminat gelurile de duș de la Yves Rocher. Ador gelurile de duș de la Yves Rocher în ambalajul ăsta. Chiar miros foarte bine și sunt foarte cremoase. Unul este Coco. Și chiar am spus, nu știu dacă am mai zis într-un clip sau pe Instagram, singurul miros a Coco îl suport în gelul ăsta de duș. Îmi plăcea înainte foarte mult mirosul de Coco. Și la fel de lavandă. Nu-mi place mirosul de lavandă. Aici lavandă cu mure. Așa că mai e ok. Le aruncăm în spate. Apoi mai avem geluri de duș. O grămadă de la Avon sunt la fel. Gelurile astea de duș. În ultimul timp am dat-o pe gelurile de la Naturals. Chiar îmi plac, sincer. Nu, îmi place mirosul ăsta și nu sunt geluri wow, super wow, speciale. Îmi plac. Apoi, iau așa cum prind. Chiar nu... Hai! Nu am ordine anume. Două șampoane. Unul de la Gliss. Ăsta știu că l-am cumpărat din Anglia. L-am prins la Olyra sau ceva de genul și l-am cumpărat. Și e ok. Dacă îl folosesc undeva la 4-5 spălări în continuu, îmi învârligă părul. Dar în rest eu cred că e ok pentru culoarea părului. Și ăsta e ok, ăsta în combinație cu balsamului de păr care durează decât, deci într-un minut poți să-l și clătești, e chiar foarte ok, sigur o să mai repet acest șampon. Apoi, parfumul de la Persil, care l-arunc, care l-am păstrat cu tot cu ambalaj, măi, e gol parfumul ăsta? Ce am aici? Eu sper și cred că e gol parfumul, dar e gol, așa că alt parfum care l-aruncăm. Am prea mult păr în cap, nu știu ce să fac cu el și în ultimul timp nu găsesc un șampon care să împliască părului. Am o problemă cu părul. Poate îmi recomandați voi ceva. Apoi am mai terminat un gel intim de la Chili. Cred că mereu veți vedea în întinsurile mele acest gel intim. Îmi place mult de tot și de moment nu mă gândesc să-l schimb. Am mai terminat o chestie de genul pentru picioare de la Avon, care trebuie să o pui în apă. Nu vreau să focalizeze. Trebuie să o pui în apă și cred că mi-a ajuns de 3 ore l-am folosit. Molează picioarele. Alt gel de duș, alt gel de duș de la Today.
La fel cu lavandă. Am să trec așa mai repede prin ele, că dacă nu mă apuc cu Paștele. Paștele nu, dar Crăciunul sigur. Un săpun lichid de la Belle, Belle, cum vreți voi să-i spuneți. Este o marca a unui supermarket de Cerovski și îmi place mult de tot acest săpun lichid. L-am tot recumpărat și recumpărat bine. Acum am unul de la Mercadona, dar îmi place mult asta. Mai am încă parfumul de la Chanel Chance, ăsta roz, dar nu într-un verde, mi-am pierdut căpățelul de la el. Mă rog, ce mai contează? Apoi, șamponul uscat de la Batiste. Avem două sherry, îmi plac enorm de mult. Vreau să vă spun că am descoperit șamponul de la Dove, șamponul uscat în țară și îmi place și acela, dar de Batiste nu am să mă las. Aici am două și mai am un bai încă unul sau două, cred. Apoi, paste de dinți, paste de dinți. Cum n-am mai făcut un emptis de mult timp, am cam adunat paste de dinți. De la Oral-B avem 3 de white și 3 de white lux. Acum văd că, wow, sunt... Probabil la, când l-am cumpărat nu mi-am dat seama. Dar e... ăsta e 3 de white normal și ăsta e 3 de white lux. Din câte văd, ambalajul e mai mic și presupun că costă mai mult. Nu vă recomand chestii genul pentru albirea dinților, chiar nu o să vedeți nicio diferență, sincer. Eu, pasta de dinți care o folosesc și o cumpăr și o recumpăr, e asta. Oral B Complete și îmi place și mie, îmi place și soțului meu, chiar e preferata lui și de ce să cumpăr? Să cumpărăm. Alta, dacă ne obișnim cu asta. Mini parfumele de la Today, care la fel, la gunoi. Apoi, arunc. Această cremă exfoliantă cu sulf, am primit-o într-un swap și am folosit-o de prea puține ori. Este, am înțeles că e bună pentru acne și așa mai departe. Îmi pare rău, dar m-am uitat pe ea și a expirat în iulie. Trebuie să o arunc. Îmi pare foarte rău. Poate vrei să focalizezi și tu crema. Așa. Sughiți. Ce mă pomenește. Sunt curioasă dacă ați încercat crema asta, sunt curioasă dacă e bună. Eu nu am apucat să mă bucur de ea și mi-e foarte ciudă. Și acum vreau, având în vedere că m-am mutat într-o casă nouă și am un apartament enorm doar pentru mine și o grămadă de dulapuri și rafturi și dulapuri doar pentru mine, că nu mai este altă fată în apartament la mine, vreau să mi le pun toate în ordine și... să folosesc lucrurile care le am, adică să nu expire și trebuie să le arunc. Chiar îmi pare rău. Crema asta. Și mi-aș cerut unele dintre voi turul camerei mele după ce am să pun totul la punct, că mi-am mai pus încă niște rafturi care trebuie să le aranjez. O să fac și turul camerei mele. Și în ultima fază, am terminat cu funga. Să vedem de spate. Aici am toate ojele care le arunc, o să trec așa repede prin ele, după cum vă spuneam, fiți pe fază la următorul clip, o să fac cadou toate ojele care mi-au mai rămas, adică nu, îmi păstrez câteva așa care mi-s drag sau le-am primit cadou de la cineva sau ceva, dar vă spun, ojele mele sunt folosite odată, de două sau niciodată, am și ojele noi care le fac cadou. Arunc oja asta de la Golden Rose, care e uscată. Asta care am primit-o, nu știu ce swap, care la fel e uscată. Arunc oja asta de la Deborah Milano, care a curs și este crăpat capacul. O arunc. Apoi ojele de la Pharmacy, care la fel sunt uscate și sunt folosite. Uite, asta galbenă îi pune pe aici. Și asta rău se pune pe aici, deci mi-au plăcut ojele astea și le-am folosit cândva. Oja asta care nu mai e. Nu știu de la ce firmă e, dar chiar am folosit-o și pe aceasta. Asta la fel e jumătate și e uscată și asta e la nat, e la compoziție foarte ciudată și nu-mi place. Nu consider că ojele de la nat sunt de calitate, așa că o arunc și o am și de foarte mult timp. Și cam atât, acesta a fost clipul cu empties. A fost un clip destul de lung, sincer, mai am produse goale, mai am gunoaie în... La mine însertare, am însertare al gunoaie, nu am frecat că trebuie ceva acolo. Și, ce să zic, o să fac poate peste o lună sau peste două, trei săptămâni, să mai fac un clip cu empties. Am de gând să mai arunc chestii care sunt jumătăți sau sunt
chestii care poate le-am folosit decât jumătate și nu mai are rost să le țin, așa că vreau să le arunc. Pe lângă chestia asta mai am încă 16 cutii atât de mari. E mare și bluza asta mea de la Primark. E o bluză ciudată, dar totuși mi-a cumpărat-o că mi-a plăcut. Am cutii foarte mari care încă nu le-am desfăcut cu haine și pluse cosmetice, cum v-am spus, m-am mutat. Și greu să și lucrezi, să și planifici nunta, să te și muți, să... E greu, deci e chiar foarte greu. Să mai ai și pisiciu, e greu. Acum le-am închise, le-am făcut camera lor, că nu mai, deci nu pot să le am. Sunt 3 pisici, sunt foarte mari, așa și grasă și dolofane. Au decât 5 luni, 6 luni, dar sunt mari. Și e greu să le am prin toată casa, e chiar foarte greu. Așa că le-am făcut camera lor, acolo unde sunt cutiile și... În magazia mea, acolo și pisicile au așa un labirint al cutiilor și sunt foarte fericite. Probabil să fac un clip și cu pisicile mai încolo. Și cam atât. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să rămâneți aproape pentru următorul clip cu giveaway-uri cu ojele de unghii. Sunt curioasă ce clipuri ați mai vrea să fac. Am să fac și room tour-ul meu. O să fiu foarte pe fază să-l fac de repede. Și cât de repede o să pot, când o să primesc și eu filmările și... pozele și așa mai departe, o să pun și de la nuntă clipul, o să am un vlog care l-am făcut în țară și trebuie să-l editez, dar nu am timp, o să încerc din răsputeri. Cam atât, nu uitați să mă urmăriți pe rețelele mele de socializare care le aveți în descriere. Am un Facebook care se numește Bianca Testing Products, tot primesc aici produse spre testare, pe care fac giveaway-uri destul de des, primesc mostre și tot felul de chestii ca să le împart, nu știu, profit și fac giveaway-uri. Giveaway-uri. Nu, e foame, trebuie să merg să mănânc. Și fiți pe fază pe Facebook-ul respectiv dacă vreți să câștigați și voi câte o chestie, două, care ies noi pe piață, să participați și voi. Cam atât. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.